Hai, Lidioara, să încheiem frumos. Oh, Doamne. Aș încheia cu o povestioară foarte frumoasă. A venit moartea la un fierar, în fierărie. Și l-a rugat să-i ascute, să-i ascute coasă. Și fierarul a zis, Doamne, chiar țin unealta care a luat atâtea vieți în mână? Nu-mi vine să cred. Și îți dai seama că tu ai omorât atâta lume și ea zice, eu am omorât. Voi mă omorâți între voi. Eu înainte eram o fată frumoasă și tânără, care conduceam sufletele către rai. Dar voi m-ați făcut așa. Am îmbrăcat haine negre ca să nu se vadă sângele de pe mine. Mi-am pus gluga pe cap ca să nu-mi vedeți lacrimile. Și tot timpul sunt la pază la ceea ce faceți voi, la uciderile pe care le faceți, la genocidul pe care îl faceți. După ce i-a ascuțit coasa, i-a dat-o și ea a ieșit mâhnită de acolo. Și fierarul întreabă, până la urmă, de coasă de ce ai nevoie? Și ea a spus, drumul spre rai de mult a crescut cu buruieni. Și eu încerc, măcar pentru unii, să fac loc. Foarte frumos, tragem învățăminte. Așa încheiem adevărurile ascunse, ne revedem săptămâna viitoare.